mie, Claudiu, eu te respect, Maxim, ești idolul meu. Bă, eu ți-am spus că te respect. Nu, stai puțin. Tu mi-ai dat impulsul ca să intru în joc. Da, 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 ai călcat pe cadavre, ai călcat pe tot, pe ai călcat. Ba da, te vede, te vede, te vede. Nu, nu, nu mai vorbi de Dumnezeu când faci lucruri din astea, Ionuț. Tu ai călcat pe cadavre ca să te cațări sus, înțelegi? Dar n-am ți-am spus, e bine să te gândești bine, să te gândești bine ce răspunsul îmi dai, cum îmi demonstrezi, pentru că acum, ascultă, lasă-mă să termin și ține minte că eu a doua oară nu mai repet. Acum ești sus, eu am toată puterea să te pot da jos, dar să ții minte de la mine. Eu nu vreau să umblu cu amenințări, dar crede-mă că, băi, ascultă-mă cu atenție mare, eu am puterea să ridic un om, dar pot să-l și dau jos, ușor. Ultimele două ori mi-ai spus așa, că mă respecti Maxim, că sunt idolul tău, că sunt... Normal că te respect, că deci... Mi-ai spus că datorită mie ai ajuns unde ești, da? Mi-ai spus toate cuvintele frumoase, dar faptele nu dovedesc, faptele dovedesc contrariu. Nu dovedesc, dar tu ai uitat asta. Nu, păi da, nu, păi da, da, adu-mi minte. La Claudiu. Ce vrei tu? M-a spus ce spun? Lasă ce de juratul. Lasă juratul că, băi, ai probleme cu sănătatea. Nu mai te jura. Nu. Roagă de la Dumnezeu să-ți dea sănătate și să meargă bine și să-ți fii o prieten, nu dușman. Asta te rogi la Dumnezeu. Poți să fii cum vrei, și prieten, dușman. Păi tu decizi. Iată, de mâine încolo, tu decizi dacă eu îți voi fi prieten sau dușman. Tu decizi singur. Consider prieten, dacă tu vrei să devii dușman, nu. Nu, păi dar tu decizi, tu decizi. Eu ți-l arăt pe asta, după aia dacă tu vrei să fii prieten, eu nu. Păi nu, eu nu pot să fiu prieten cu cineva care mă înșeală. Dovedește că nu mai înșela și atunci să te prieteni și eu îmi cer scuze. Dacă eu am greșit față de tine și te-am analizat greșit... Mâine să-ți cer scuze. Păi trebuie să vii procurile. O să le aduc, da. Dar nu am tu ai spus că ești recunoscător. Faptele demonstrează că tu te-ai bătut joc de mine pe față. Dar eu o să te arăt tot atunci. Și că ce o să mai zici? Momentan nu ai nimic, nici măcar nu, dar eu nu spun că nu ai, dar nici măcar nu mai țin minte, deci e grav, tu nu ai ținut nu minte nimic de ce ți-a spus în seara asta. Bă, dar nimic, mă, eu nu-ți nimic, mă, să nu mai țin minte nimic. Eu doar am vrut să spun că nu-ți vrea rău, că dacă-ți vrea rău, tu-ți făcea mult rău, eu multe tare, dar nu, mie nu-mi trebuie. Nu, dar eu am și capacitatea să o și fac, dacă... Nu știu care e capacitatea ta, poate... Încă nu cunoști capacitatea mea? Ai dubii? Nu știu ce capacitate ai, dai să mă, poate ai altele mai, dar... Am capacitatea să te fac cunoscut internațional în toată lumea și să te dau jos de unde te-ai cățărat, pe spinarea mea. Nu am nicio treabă, nu nicio treabă. Înțelegi? Nu ți-e frică? Nu. Atunci nu demonstra nimic și deveni dușman de mâine, înțelegi? Deci, să țin minte, eu discuția asta nu mai repet în altă zi cu tine. Eu vreau să-ți demonstrez asta și după aceea poți să faci și vrei. Da, da, dar dacă nu demonstrezi, ce se întâmplă? Înseamnă că eu sunt cel mai prost unic pământ zis. Înseamnă că eu sunt cel mai prost unic pământ zis. Înseamnă că eu sunt cel mai prost unic pământ zis. Ok, bun. Și dau toate, da? Îți dau tății, da? Nu, că nu vreau pomeni, eu știu să fac bani pe corect, nu pot să-ți demonstrez treburile, da? Îți dau tății, filmul, tot ce am eu aici, dacă eu nu pot să-ți demonstrez treburile, da? Îți dau tății, filmul, tot ce am eu aici, da? Și plec în România, da? Jură-te. Băi, mă jur, dacă eu nu pot să-ți demonstrez... Semnează undeva, băi, astea sunt vrăjele, astea sunt texte. Deci dacă nu pot să-ți demonstrez, deci chiar dacă nu le am eu efectiv și procur și mă duc acolo unde am făcut și le cer, dau bani să-mi dai procurgerea să-ți obligat să-ți dea, s-o obligat să-ți dea. Dar deci eu ții trebuie să... Dar știi care e faza? Putem să pot să merg eu, nu știu dacă... Pentru mine ca om, e foarte important treaba să-ți demonstrez. Pentru mine ca om, e foarte important treaba să-ți demonstrez. Da, demonstrează, da. Dar ai vreun dubiu că eu aș inventa chestiile astea? Sincer, păi, acum. Nu am dubiu. Ce aș avea de câștigat? Spune ce aș avea de câștigat. Singurul dubiu că tu ai uitat, înțelegi? Eu ți-am zis că eu o să demonstrez treburile. Așa ca să, ca să nu vorbim alte lucruri, nu și-au sens, înțelegi? Da. Tu nu-ți demonstrezi, eu după aia ne întâlnim iar și vorbim. Și-mi spui care-i treaba. Așa poate o să zice. Da, da, ok. Nu vreau să cad în față, dar...